fain și simplu. Prezentat de CEC Bank. Noi iubim uitând că avem suflet. Sper să putem să învățăm să ne pese. De fapt, seara asta e despre ne pasă. Iubirea nu înseamnă să-ți faci datoria. Iubirea înseamnă să treci dincolo de ea. Știți ce cred că opusul iubirii nu e ura. Cred că e mai degrabă trădarea. Păi, gândește-te bine, cel mai nefericit îndrăgostit din lumea asta nu este Romeo, este Iuda. Iuda. Să-L ai pe Dumnezeu înainte și tu să-L vinzi. E penibil. Și poți să îți revii din ură? Da. Da? Da. Este o ploaie de iubire care schimbă tot. E un ecou de iubire în noi toți. Și când Domnul Hristos se spune, Toma, hai și atinge-mă. Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. E cea mai frumoasă declarație de dragoste. Doamna mea și soția mea. Scumpa mea și fetița mea. Dragul meu și băiatul meu. Știți ceva mai puternic? Eu nu. Sfânta mea și mama mea. Îi dau slavă lui Dumnezeu că mi-a găduit ca preot să îmbrățișez oameni care mureau în brațele mele. Aia e gândire pozitivă. Să zici, uite, știu că ți-e greu, acum te desparți de noi, îți va fi extraordinar de greu, dar vreau să știu un singur lucru. Hristos a înviat. Când să ies din sală, s-a pus în genunchi în fața ușii și zice, te rog, părinte, dă-mi un dos de păr. Ce ai, mă, omule, mă? Părinte, cât am vorbit eu de rău biserica, eu n-am știut că e așa frumoasă biserica. Ăla e aproapele meu. Ăla s-a îndrăgostit de biserică, adică, băi, m-a topit. Dar câtă libertate poți să-i dai unui om vindecându-l de ură. Abia atunci se eliberează un om de cătușele din sufletul lui când îl vindești de ură. Nu iubim oamenii pentru lucrurile în care sunt puternici, ci pentru lucrurile în care sunt slabi. Fragilitatea ne unește. Unicitatea asta, care e dată de fragilitate. Tu ai văzut ce slab sunt bărbații când nasc femeile? Știi de ce nasc femeile? Că sunt mai tari ca noi. Și culmea că bărbatul bea. Ca și cum el ar fi fost cel care a înfruntat moartea, știi? Nu? Asta înseamnă, de fapt, să iubești pe oameni. Să poți să treci cu ei prin moarte. Să poți să treci cu ei prin moarte. Să știi să treci cu ei prin moarte. Lidl susține conversațiile fain și simplu. Toată lumea primește ziarul fain și simplu. Aici o să găsiți și materialul Niculine Gheorghiță și articolele profesorului Dulcan. Are un articol foarte frumos despre chimia iubirii. Dar și părintele Constantin Necula a scris un articol superb, Când spui iubirii pe numele său. Oare care o fi numele iubirii? Haideți să-l întrebăm și înainte să-l aplaudăm pe părintele profesor Constantin Necula. Unde vreți dumneavoastră? Părinte, v-am făcut o prezentare simplă. Nu știu dacă și faină. Mai puteți? Nu am fost în așteptare, eu am fost cu minte. Nu, dacă mai puteți așa în vremurile astea, în... Vremurile sunt ca noi, putem. Puteți, nu? Dumneavoastră mai rezistați? Asta e hashtag-ul de bază. Sunteți minunat. Și vreau să vă fac o dezvăluire vouă, în primul rând. În luna decembrie, când n-am putut să particip la un proiect care mie mi-e foarte drag, Orașul Faptelor Bune, pentru că a trebuit să mă întorc în București, Roa fiind... Cetățeana Roa. Cetățeana Roa, morar fiind, bune. Trecând printr-o grea încercare, dinpreună cu mama dumneaei, unul dintre oamenii care mi-au fost sprijin, fără să cer, a fost părintele Constantin Necula, care... Acum, pe Roa nu-i greu să o iubești, e clar, da? Da. Care nu sună des, dar sună exact când ai nevoie de blândețe, de un cuvânt de dragoste. Și cred că pentru mine sunteți cel mai frumos exemplu de iubire de aproape. Că noi nu avem o apropiere neapărat. Da. Și cu toate astea... Hai să-i lămurim pe toți. Noi nu suntem prieteni, nu vă mințiți. Nu, serios. Noi ne-am văzut prima dată când am făcut podcastul acela, care a ieșit carte de s-au supărat unii. S-au supărat unii că nu au apucat să cumpere. Să aibă autograf de la părintele Necula. Vreți să vă arăt ceva, părinte? Te rog. Adriana Andra, am dat un autograf mai devreme pe o carte despre sensul vieții. Nu, Adriana Andra o chema, cred. E aici, uite. Unde? Avea o carte cu semne puse. Cu multe, multe semne. Nu văd din cauza reflectorului. Poți să-mi dai un pic cartea? Haideți să vă arăt, ca să nu-i doar o carte care s-a vândut în peste 200.000 de exemplare, e o carte care s-a citit de peste 200.000 de perechi de ochi. Uitați, vă rog frumos, cum arată o carte citită în România în 2023. Uitați, părinte, dacă ați mai văzut așa ceva. Am văzut că am studenți, da. Cu semne roz. Să rămână, mulțumim frumos. Asta e. Adriana, ți-o dăm la sfârșit înapoi cartea, bine? Nu, 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 după ce o semnați acum. Bine, am înțeles. Și vă spuneam, apropo de iubirea de aproape, că părintele Constantin Necula m-a sunat, nu știu, nici nu ajunsesem în București, să știu despre ce se va întâmpla Roei, despre operații, nu știam nimic, eram într-un haos. Într-un haos. Și m-a sunat părintele și a zis, ce ați zis, părinte? Mai știu eu. Ceva. Nu l-am certat oricum, i-am zis, să fii tare, puternic, să... O să fie bine, o să fie bine. Eu m-am prins că ceva nu e în regulă, că el nu renunță ușor. Noi doi avem o origine comună. Maramureșul și ăștia nu renunță. Și atunci m-am prins că am sperat să nu fie copii, să nu fie nimeni, da. Și m-a sunat foarte des, aproape zilnic, în acea perioadă, care nici pentru el nu a fost o perioadă ușoară. Și eu cred că așa putem să începem să definim iubirea de aproape. Atunci când n-ai timp de nimeni și de nimic, bă, și tot îți faci timp, nu știu unde, să suni un aproape. Șeful ceasurilor. I-a zis că una e să-ți pese și alta să pasezi. Sper să putem să învățăm să ne pese. De fapt, seara asta e despre nepasă. Eu vă mulțumesc mult, să știți că v-am urmărit mai așa de pe tușă. V-ați schimbat fețele, v-ați schimbat atmosfera. Bravo, ați făcut o faptă bună. Părinte, I love you. I love you too. Aș vrea să înțeleg de ce iubirea... Ai grijă ce zici, că ne auzim amândoi după aia. N-am vrut asta, a plecat din ventrilocie. I love you, I love you too. Iubirea a devenit în ziua de astăzi ceva așa, drăgălaș. De ce a ajuns atât de deformă sau de diformă, când dragostea ar trebui să fie nu forma, ci fondul? Acum, asta e la filozofie. În viața cotidiană, eu mă bucur când copiii spun părinților că iubesc. Păi câte o puștoaică de aia creață, haioasă, când nici lui maică sa, când pleacă la grădiniță, are muci pe toată strada, știi? Supărată că o duce. Te iubesc în ciuda faptului că mă duci la grădiniță. Te iubesc în ciuda faptului că... După aceea, câte un bărbat de ăsta de vreo 5-6 ani, aveți pe acasă, că suntem hotărât așa. Deci că ar putea conduce ce tank, leopard, ce Leopold, povești. Și vezi că e în stare să-i pese de câte un coleg care nu are sandwich-ul, știi, îl rupe în două, să-i dă din bomboana lui. Știi că numai la grădiniță era posibilă chestia, vrei bomboane? Da, ia. Știi? După aceea a devenit rușinos, nu dă bine, e un bullying total, alimentar. Sunt forme de iubire care au unire drăgălășenia lor. Pe mine m-a impresionat foarte mult, în schimb, și să nu vă supărați că am să vorbesc în seara asta despre asta, dar e începutul postului mâine. Pe mine m-a impresionat foarte mult drăgălășenia oamenilor pentru cei care mor. Uitați-vă la noi. Uneori noi am văzut cu anii, cu lunile, și într-atât le așezăm gulerul în sicriu, suntem atenți să aibă pantofii adecvați la fustă, aprindem lumânările alea care credem noi că le-ar fi plăcut, stăm frumos lângă mormântul lor. Eu am văzut nepoți care în viața de zi cu zi aveau piercing și în piercing-ul de la piercing. Când au mers la mormântările bunicilor, l-au dat jos că știa că bunicii nu-i place. Și erau atitudinea asta față de lucru sacru al vieții și al morții. Până la urmă, iubirea e sacră. Până la moarte și dincolo de ea. Mai ales dincolo de ea. Mai ales din condamnare. Dar mai are rost după moarte? Păi, Mântuitorul ne spune că da. Da, uneori da. Arată gentilețea asta între noi, între oameni. Pe noi ne strică acum, ne strică în mormântările frigiderele, că acolo arătăm toți la fel, știi? Dacă a greșit ăla la buton, suntem albi la față. Dar mă uit cu câtă gentilețe se ajută oamenii. Nu știu dacă ați remarcat în nenorocirea asta care s-a bătut peste Turcia și Siria. Toți ați avut un nod în gât. Asta înseamnă să iubești oamenii. Să nu-ți fii indiferent că puștoaica aia îi spune salvatorului: salvează-l pe fratele meu, voi fi roaba ta toată viața ta, dacă tu îl salvezi pe fratele meu. Ce manuale de filozofie, implementării, gândirii pozitive au citit copila aia siriacă? A știut că așa trebuie făcut. Părinte, și m-am uitat la o treabă, iartă-mă, Mihai, uite-te bine la salvatorii români care au fost acolo. Nu i-am onorat încă cum se cuvine. Nu. Dar mulți dintre noi... Vă rog eu, hai să dăm niște aplauze pentru salvatorii români. Adică, v-ați uitat la oamenii ăia? Ei au plâns pentru noi. Ei imediat au derulat în mintea lor ce s-ar întâmpla în alte orașe ale țării. Nu spunem unde, că n-aș vrea. În alte orașe ale țării, când nesimțirea învinge iubirea pentru oameni. Când credem că dacă punem o pastilă roșie pe o clădire, gata, ne-am făcut datoria. Iubirea nu înseamnă să-ți faci datoria. Iubirea înseamnă să treci dincolo de ea. Mama are datoria să-și crească copiii, dar ce mamă, după ce cresc copiii, nu-i vrea măritați, însurați, cu nepoți? Orice mamă se vrea bunică, dar nu știe. Știți, cam așa. Și când devine bunică, s-ar vrea mamă, dar nu mai e timp. E interesant transferul ăsta, de dincolo de datorie, dincolo de moarte. Suntem toți cu moartea dator, dincolo de moarte e altceva. Și atunci, să ne iubim aproapele e dincolo de datorie? Da. Să nu stăm să identificăm, oare ăsta e aproapele meu? Răspundeți la următorul chestionar. Dacă vă întreb, mă simpatizați? Nu, nu e aproapele meu. Mi-ați vorbit doar despre momente de criză când suntem aproape de aproapele nostru. Iubirea e numai pentru criză. În afara crizei suntem niște aiuriți. Păi asta e problema. În afara crizei inventăm. Ne judecăm toate iubirile. De ce iubește copilul meu muzica în loc să, să iubească nanotehnica și cibernetica? Muzica nu-i de viitor. Singurul de viitor în România e muzica, fie vorba între noi. Dacă știi să o cânti, știi să asculți. Dacă știi să asculți, știi să vorbești. Dacă știi să vorbești, te crești, să nu pierzi sunetele. Avem o grămadă de lucruri pe care le creștem prost în noi în momente de pace. Nu știu dacă ați remarcat, dar cele mai bune armate sunt cele care în timp de pace mărșăluiesc. Bat pământul și arată armele în dispozitivul de luptă, acolo în tranșeu, unde sunt minus 24 de grade și îți îngheață degetul pe trăgaci. Acolo e militarul. În vreme de pace, oricine poate să poarte un drapel și să-și poarte cismele pe grumazul altora. Dar în vreme de război, pe mine, să știi, cea mai grea întrebare a fost asta. Cine e aproapele meu în vreme de război? A fost dificil tare. Să nu mă întrebi pe tema asta că am un nod mare în gât. Și că se bătea popa cu voluntarul, cam așa. Știi? Și la un moment dat a trebuit să biruiască preotul. A trebuit să biruiască preotul. Eu chiar cred în Evanghelia lui Hristos. N-am să spun niciodată că cineva trebuie să moară ca să fie bine al cuiva. Niciodată. Da, știți ce cred? Că opusul iubirii nu e ura. Nu e ura. Cred că e mai degrabă trădarea, care naște, poate să nască ura. Hai să vorbim puțin despre asta, despre cum îi ziceau alții mai înțelepți decât noi, decât mine, sigur, despre mizantropie, ura față de oameni, care cică se naște la indivizii trădați. Păi, gândește-te bine, cel mai nefericit îndrăgostit din lumea asta nu este Romeo. Nu Romeo, Petrașciuc, ci Romeo. Este Iuda. Iuda. Să-L ai pe Dumnezeu înainte și tu să-L vinzi. E penibil. E primul om care face trafic de carne cu cerul. Și gafează. Și gafează. El tot caută. Amos Oz are câteva din volumele lui, încearcă să-l scalde pe bietul Iuda, să-l spele. Avem teologi care încearcă să dea cu fierul de călcat pe el. De fapt, e un nefericit și-a trădat iubirea. Hristos era de iubit. Omul ăla care spune: iubește-ți vrăjmașul pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi-ți dă mură în gură, Doamne, iartă-mă. N-am văzut învățător mai bun decât Hristos. A plus B egal cu Adică spune, uite, bă, fă asta și fă asta. E simplu, fără complicații. Nu începe, iubiți israeliți, osmoza ontologică a pneumatizării extrinsece a lui Dazaine vă va ajuta să deschid. Da, nicio treabă să complice lucrurile. Hristos e învățător. Și să nu-ți iubești învățătorul e groaznic. Să-l trădezi și mai și. Găsim scuze, sigur, că trebuia să se împlinească Scriptura, că nu e Iuda singur vinovat, sau știi? Adică putem găsi zeci de scuze, dar e un îndrăgostit nefericit. Și poți să îți revii din ură? Da. Da? Da. Este o ploaie de iubire care schimbă tot. Privirea lui Hristos la judecată. Hristos privește la judecată la noi și atât de mult ne iubește cât caută picătura de iubire care ne-a animat cândva. E un ecou de iubire în noi toți. Noi nu urâm toată viața. Urâm în momente în care ne pierdem cu firea iubirii. Nu, eu cred că dacă stai așa... Pe mine mă impresionează foarte mult că noi mergem la biserică toți, mă rog, marea majoritate, dar uităm că pe iconostas e un Hristos care ne judecă. Uneori are cartea închisă, în bisericile de cimitir în speță, dar în rest, în biserică, are tot timpul cartea deschisă. Adică, bă, mai pune mâna și citește că mai ai șansă. Adică, aproape că te imploră să te mântuiești. Te rog eu frumos, fă ceva, nu fi prost, nu urâ, iubește, nu fi, bă, mojic, nu mânca tot, ca spartul. Dă și la săraci, temperează-te, bă, ce strângi, mai dă și la altul. Noi nimic. Mari creștini. Acoperim cu cruci făcute în viteză toate posibilitățile de a-L vedea pe Hristos precum este. Ori El este iubire absolută. Ei, El e blând, nu e... El și când ceartă e blând. Uită-te pe cruce. Femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. N-ai nicio treabă cu ea, să zici că, bă, mă dau eu jos de pe cruce, vă arăt eu vouă. Nu se comportă ca un șef. Se comportă ca cel mai mare lider din lume. Liderul Împărăției Cerurilor. Ori Împărăția Cerurilor este răspunsul la ura noastră. Deci, ciofticați ori fi fost aia. Ei i-au dat, El și-a revenit. I-au scuipat, El i-a binecuvântat. El l-a înjurat, că termenul ăsta e, l-a înjurat. Și El i-a blagoslovit, s-a bucurat de cuvinte. Dar ați văzut vreun om care să-și fi revenit din ură? Da. Cum arată el? Ca noi toți. Toți de aici ne-au revenit cândva dintr-o ură. Toți am experimentat asta. Aduceți-vă aminte când a luat colegul de bancă mai mult decât voi la testul de fizică. Nenorocitul, că ai văzut cum a copiat, prăpăditul. Ure și ure. La noi țara s-a schimbat din urători în urâtori. Aici ne-am pierdut colindul iertării, știi? Și atunci aici ieșim din ură doar prin Hristos. Asta pot să o afirm fără nici... Sau prin căldura părinților și bunicilor. Adică cineva trebuie să fie golful nostru de iubire ca noi înșine să avem de unde ne încărca. Se spune că dintre toate poruncile, dintre toate legile, cea mai mare este porunca iubirii, care-i două. Să îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, cu toată puterea ta, da. Și a doua, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică ca pe tine însuți, care îl iubești pe Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul și din toată. Adică nu idolatriza. Nu idolatriza iubirea. Dumnezeu nu se vrea idolatrizat. Și atenție ce, suflet, cuget și putere. Adică, i-ați auzit în ultima vreme pe mari specialiști în ce gândește Dumnezeu și ce are de Dumnezeu de făcut și care îi fac ei temele lui Hristos. Ei sunt neatenți la un lucru. Ne spun tot timpul că Dumnezeu ne vrea, că Dumnezeu ne vrea proști. Păi hai să citim Scriptura dacă e așa. Sufletul tău, cugetul tău și toată puterea ta. Deci puterea ta nu poate funcționa fără suflet și fără cuget. Ce-i puterea aia, de fapt? E harul lui Dumnezeu care ne poartă ca să avem suflet și să avem cuget. Să nu uităm că le avem. Noi iubim uitând că avem suflet. Știi? Iubim uitând că avem suflet. E ca la cafea, că te pricepi, am văzut. Cât de cât. Da. Poți să ai cel mai bun aparat din lume, dacă nu pui cafeaua aia în el. Nema pistaliet. Știi? Nu iese nimic. Și după aceea pui chestia, dar nu pui apă. Nu Nu se poate. Sunt lucruri fundamentale. Și după aia pui apă. Dar nu-i omul care să-ți facă. Omul este. Adică de fiecare dată m-am gândit că dacă aș vrea să-L văd pe Hristos făcând o năstrușnicie sub ochii mei, ar fi să dea odată de mâncare unor fandosiți de ăștia. Știi? Să vină să le dea mâncarea simplă de la cina cea de taină. Aia e maximul de mâncare ce putem mânca oameni fiind. Trupul și sângele lui Hristos. Restul sunt inventii ca noastră. Avem aici un mușc de hipopotam în aspic. Nu fac semn de că restaurantul e foarte aproape. O caracatiță din care rămân unghiile și pe care le strecurăm în oțet. Știi? Adică stați un pic că ne îndreptăm către carne sintetică, părinte. Nu fie bine, asta este ce Dumnezeu pe arca lui Noe a salvat animale, n-a salvat gâze și flori. Atenție! 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 Cum a Desconx, nu știu cum a făcut, dar... Gândește-te bine, numai la asta gândiți-vă, că tot o tot învârtim noi cu nutriția, cu meganutriția, cu subnutriția, cu... Ok. Haideți să ne întoarcem un pic la porunca asta a iubirii, care-i două. Care-i două, care de fapt e și trei. Că... Pe mine m-a impresionat foarte tare. Știi care mi se pare cel mai frumos răspuns la iubire pe care l-am citit în Scriptură? Când Domnul Hristos arată în viață înaintea apostolilor săi și țineți minte că în prima seară Toma lipsea. Pe Toma îl chema geamănul. Se spune că semăna foarte mult cu Hristos. Și ca să evite să-l omoare pe Toma în locul lui Hristos, Toma îl trimite la treabă. Nu știm unde, gurile le spun că era departe de Ierusalim atunci. Când vine în Ierusalim, le spune, n-am să cred până nu pun degetul. Țineți minte, până n-am să ating cu asta, până n-am să cutare. Și când Domnul Hristos se spune, Toma, hai și atinge-o. Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. E cea mai frumoasă declarație de dragoste. Doamna mea și soția mea. Scumpa mea și fetița mea. Dragul meu și băiatul meu. Știți ceva mai puternic? Eu nu. Sfânta mea și mama mea. Țara mea, poporul meu. Când dai jos de pe catarg crucea și tricolorul, nu mai ești țară. Ești un nimeni. Nu poți să vinzi la nesfârșit gogoși cu gaură în mijloc și să spui că hrănești pe cineva. Gaura nu hrănește. Nici gaura covrigului, nici... Nu hrănește. Ori la noi s-a dat golul, nu s-a dat și plinul. Asta e una dintre dramele neiubirii de aproapele. Domnul meu, părinte. Da. Moroșanu, știi, adică era pocolite. Spune, aproapele fiule. Meu și părintele meu. Spune, fiule. Haideți să vorbim puțin despre forța gândirii pozitive. Nu mă provoca. Lasă-mă. Te rog, nu. Reacția asta am vrut să o am, am înțeles. Din partea dumneavoastră. Mă, una e forța ZU. Și alta să forțezi totul. Da? Să forțezi totul. Deci forța gândirii pozitive, de fapt, e asta. E forțarea. Da. E forțarea să pară că totul e în regulă. Totul va fi bine. Nu contează. E bine. Uitați-vă bine. Orașul nostru are 70% din clădiri gata să cadă fără cutremur. Totul va fi bine. Stați liniștiți. Am pus buline, am montat curent electric la capetele străzilor pentru orice eventualitate. Suntem darnici. Nu merge. Cea mai puternică gândire pozitivă pe care eu am văzut-o până acum este uimirea soldaților că au găsit groapa goală. Vreau să fiți conștienți că înainte de a veni femeile la mormânt, ăia s-au prins că nu e ok. Deci, ăia s-au prins că nu e ok. Gândirea pozitivă este să vezi mormântul gol și să știi că a înviat Hristos. Restul sunt poziționări pe lângă pozitivare. Și atunci, cum ar trebui să fie abordarea noastră? Stai liniștit, totul va fi bine, e greșit, spui. Da. Din punctul meu de vedere, da. Cum să spune mame care are copilul foarte bolnav? Stați liniștit, o rezolvăm. Noi o să o rezolvăm? Pe bune? Noi? Da, dar mie mi-a spus că totul va fi bine când era Roa în spital. Ți-am spus altceva. Că Dumnezeu va face ca totul să fie bine. Când Dumnezeu îngăduie, lucrurile sunt bine oricum ar fi ele. Deci îi dau slavă lui Dumnezeu că mi-a îngăduit ca preot să îmbrățișez oameni care mureau în brațele mele. Aia e gândire pozitivă. Să zici, uite, știu că ți-e greu, acum te desparți de noi, îți va fi extraordinar de greu. Dar vreau să știu un singur lucru. Hristos a înviat. Adevărat. Făceau știu, părinte. Și plecau. Ne învățați puțin cum ar trebui să consolăm dincolo de acest neadevărat va fi bine, stai liniștit, va fi bine. Cum să-l consolezi pe cel în nevoie? Cu seriozitate și cu o analiză foarte serioasă. De exemplu, în perioada când au venit în Sibiu s-au poziționat 50.000 de ucrainieni. Și ne-am apucat să facem o școală. Pe lângă multe alte proiecte ne-am apucat să facem școala. Dacă le spuneam, totul va fi bine, stați liniștiți, totul va fi bine. Totul va fi bine, trebuie dublat de ne suflecăm mânecile ca să facem bine, ca voi să vedeți că este bine. Deci gargara asta cu totul va fi bine, că o să rezolvăm și pe asta, o să treacă și asta. Într-adevăr, toate lucrurile trec. Nu există, să știți, niciun moment greu din viață, din istorie, care să nu treacă. Astea sunt povești. Trec, nu rămâne urmă câteodată. Uitați-vă la noi că abia ne amintim ce frig era aici în 89. Nu? Toate trec. Dar contează foarte mult ca tu să fii părtaș la lucrul bine făcut la momentul potrivit. Și ce onorant e să ștergi masa după ce se hrănesc 100 de săraci la masă. Și ei se duc în frigul lor acolo, în frunte frigul. Tu stai în fărmituri, lor mai scapă din mână, că nu, plus că miroase de trăznește. Dar asta înseamnă totul va fi bine. Totul va fi bine pentru că eu refuz doar să vă spun asta. Să lângă voi ca să știți că cineva e lângă voi. Dar când zicem așa, aruncăm în aer cu expresia asta, totul va fi bine, nu cumva noi ne îndumnezeim? De unde să știm asta? Acum asta, joaca de-a Dumnezeu e specifică oricărei profesii care se crede de neînlocuit. La mulți am auzit asta. Eu am plecat de 3 ani din televiziune. Știți ce buni înlocuitori am? Da, da. Nu numai asta, groparul e cel mai simpatic. Deci totul va fi bine. Credeți? Nu, n-ați auzit când știți că mama, sicriul e mare? Da, nu-i nimic, că totul va fi bine. Asta e vorba groparului. Da. Și vorba buldozeristului? Nici n-are rost să discutăm. Toate trec. Toate trec, da. Dacă i-ați fi văzut ce ochi au avut câțiva dintre buldozeriștii de ocazie care au fost pur să îngroape oameni la COVID. Deci echip avea oamenii, cât de siderați erau ei că sunt puși să facă asta. Nici n-am mai vrut să mă cert cu ei. N-am mai putut să mă cert cu ei. Mi-era la fel de milă de ei, cum era milă de mine și mi-era milă de jandarmul din colț care se întorcea cu spatele să nu dea raportul chiar pe tot ce se întâmplase. Și uite așa. Că știi că iubirea de aproapele înseamnă și să nu-l expui. Să nu-l expui. Bă, e el în pielea goală în oraș, dar nu fă știre din asta. E strict boala lui, e strict supărarea lui, e strict viața lui. Expunerea asta în continuu a jegului din viețile noastre, de către oameni plătiți să facă expunerea jegului, a transformat toată intimitatea aia de bun simț, care ne făcea să roșim câteodată, în nimic. În apă de ploaie, nici măcar apă de ploaie. Am fi bocați în apă de ploaie. Și noi și francezii, la care n-a plouat de mult. Și aici, uite, m-ați adus exact la opusul forței gândirii pozitive. Oamenii care ne arată doar răul, care văd doar răul din lume, doar răul din oameni. Păi cum că îi gândesc pozitiv? Îți spun, uite-te ce rău e în lume, fă carieră. Uite-te ce rău e în lume, investește. Nu? Investește, bagă, balotează, mănâncă, consumă. Uite ce rău e în lume, tu consumă. Vorba domnului Alex Ștefănescu, ce mama când era mic, cred că așa sună ce spune dânsul, când era mic mă certa mama tu, sau bunica, nu știu care, tu nu mănânci și copiii în Africa mor. Și uite cum am ajuns. Copiii în Africa nu din mâncarea mea, din lipsa mea de mâncare mureau, știi? Adică există un mod de a discerne ce să taci când ceilalți vorbesc. Cred că asta e de fapt gândirea pozitivă. Să știi să taci când ceilalți vorbesc și când aia își dau cu părerea, tu să stai deoparte să zici... Săracul Eminescu, ce e val, ca valul trece. A zis, într-un vers, a zis ce nu suntem noi în stare să gândim în 30 de ani. Și pentru oamenii care văd doar răul în jurul lor, doar răul în față, doar răul în cei din jur, doar răul din lume, ce pastilă aveți, domnul doctor. Părinte. Da, ei sunt supărați pe viața în general. Dacă te uiți, ei ies foarte des în față. Ne spun, sunt experți în toate cele. Acum văd că și la canalul Băstroie, domne, cum au măsurat ei adâncimea, lățimea, cât au săpat, cât n-au să... Le știu pe toate. De să ne ferească Dumnezeu de oamenii supărați pe tot ceea ce știu. Oamenii care știu ceva sunt bucuroși de ce știu. Chiar dacă e prostie ce știu câteodată. Serios. Vedeți că îi simțiți, că îi vedeți câteodată că ies. De exemplu, e ca la... Doamne, pot să zic că e ca la fotbal? Nu, ca de nimic. Când ne uitam la fotbal pe bune, nu era totul dresat, totul teleghidat, totul văruit, că ai văzut că acum mai nou varul se contestă pe sine. Exact. Unde am ajuns, frate? Țineți minte, domne, noi ne încântam și de ratările de la fotbal. Eram bucuroși că, băi, ce-o ratat ăla, ridicai mâine, te oftica. Acum, e clar, dacă ăla a scăpat, e sigur, dacă nu e offside, e faul, dacă nu e faul, este șo. E gata. Binele nu e așa de... Corect. Da. Nu poți să faci atâta premoniție pe el. Binele e o chestiune care, ținând de iubire, că e fratele iubirii binele, e ca lânul tors de bătrâne, dar nu îl de lân, îl de borangic. Știi? Ăla transparent, care coboară din toată plămada aia a răbdării unei țărânci de a-și face, cum se cuvine, volul nepoatei de nuntă. Știi că există o poveste care mi-a plăcut tare mult. O auzi și eu de pe la niște teleormăneni de acolo, că bunicile se apucau să țeasă valul miresei de când se năștea fetița în casă. Și nu se atingea nimeni de valul ei până când creștea. Și de-aia erau fetițele ca niște prințese. Că le țesea bunica, zicea, ce aștepta pe maică ta? 3 voaluri? Eu scap mai ușor, mama mai ușor. Păi da, aveau răbdarea asta uluitoare. Uluitoare. De a le țese ele. Adică feminitatea aia transparentă, plină de candoare, plină de lumină, plină de gândire pozitivă. Da, nu? Știi ce era asta? Nu. Asigurare de viață. E și asta. Da. Când se naște copilul, da, îi face asigurare de viață. Da. Bunica țese. N-am gândit așa hermeneutic, dar accept. Da, e corectă treaba. Eu sunt doar capitalist, nu hermeneutic. Gândiți-vă bine la cum se făceau zestrea fetelor. Zicea vreo bunică, hai să-i luăm beanvelul asta mică, că noi ia bărbatul. Îi punem 2 perne de alea sănătoase, să aibă pe ce dormi. Știți că trebuie să și dormim. Nu-i totul să știm să conducem, să facem carieră. Iar cea mai de preț dintre daruri era să știe fata să facă o tocană de cartofi. Unde ai mai auzit de așa ceva? Ia uitați-vă, dacă faceți odată așa mai în glumă, mai în serios, faceți un tur de restaurante și cereți tocană simplă de cartofi, vă rog. Avem cu șoșo de lulu și cu aspic de fafanon. Și riscați că vă bagă un sfert de cartof cu un sfert de pâine prăjită și vă spun că e tocană de cartof de nu știu unde. Îs rău, dar nu mă pot abține. Nu că aș iubi tocana de cartofi neapărat. Mi-au dat în armată de pot asfalta încă jumate din autostrăzi. Că încă n-avem 1000 de kilometri la autostrăzi, știi? Acum de vorbit oamenii de rău, e simplu. Știm cu toții cum se face. Și e foarte ușor. Dar cât de important este să vorbești oamenii de bine, părinte? E normal să-i încurajezi. E normal să-i încurajezi. Un copil care vine dimineața la școală, bună dimineața, v-ați trezit, foarte bine, dar știți că n-am învățat. Nu-i nimic, bă, că n-ai învățat azi, nici mâine nu o să înveți. Bă, dar ești viu. Privirea ta îmi spune că iubești, că poți trăi. Cât săracii profesori, cât comentau ei înainte de momentul cu COVID-ul. Doamne, miroase în școală, ăștia vin nespălați, ne miroase gura dimineață. Știți că într-o clasă de-asta mică, dacă te duci dimineața, știi ce au mâncat, cacao cu lapte, dălea. Dacă îi și doare stomacul și vezi ce au mâncat. Nu, era mirosul specific școlii. După aceea ne-a retras, nu? Totul era în liniște. Noi, profesorii erau, mi-a zis o doamnă învățătoare, și că, părinte, mi-am pierdut mirosul școlii. Ce, nu eu ca persoană. Școala nu mai miroase a copii. Ce sens are o școală fără copii? Ca o biserică fără tămâie. Poți să ai n-aia, statuile, nu știu cui, morminte. Bă, dacă n-ai dat acolo, Doamne, strigata încătre tine, nu, n-ai dat. E unul din lucrurile pe care cred eu că putem să-l restaurăm ușor. cel mai ușor în ce privește iubirea comunitară, că despre asta vorbim în cazul ăsta, e să ne redescoperim valoarea fiecărui om care trece pe lângă noi. Dar putem să ne oprim în a-i vorbi pe oameni de rău? Da, eu zic că sau nu. E o nevoie a noastră de a bârfi, de a... Am citit acum de curând o carte a unei doamne, o doamnă de origine evrească din Praga. O carte superbă, apărută mai prin 2016, cred, care după ce a făcut lagăre, au murit mama, tata, frații, tot, se întoarce în țară, în Praga, se căsătorește cu un om foarte specialist în economie și la un moment dat, Rudolf îl chema pe soțul ei, el este anchetat și condamnat în renumitul Lotstansky din Cehia anilor 53-56. Este ucis. Și ca să înțelegi barbaria, care e identică. I-au ars pe toți 11, i-au pus în portbagajul mașinii și securiștii care duceau undeva să arunce ăla, au început să le derapeze mașina și au început să pună cenușa lor ca să nu mai derapeze mașina. Atât contăm, de fapt, în fața tuturor sistemelor feroce ale dictaturilor. Atât contăm. Suntem cenușa să nu derapeze mașina ca atare. Dar la un moment dat, femeia, după câțiva ani, e reabilitată, refuză. Hai, doamnă, că rezolvăm, vă dăm o cameră, o cameră în plus, vă mai dăm 2 felii de pâine. Știți, mai aveam unul care ne-a dat 200 de lei și nu i-a ieșit. Și atunci, la un moment dat, o întreabă pe prieten, băi, cum au putut oamenii ăștia să urască știind cât de mult bine a făcut? Ce pentru că omul este mai dispus să urască decât să iubească. Mai dispus social. Mai dispus social. Adică ne vine mai la îndemână să urâm. Să aruncăm cu pietre, decât să construim din pietrele la o cetate în care să-i salvăm pe oamenii care au probleme. Te întreb cinstit, câte penitenciare am construit în ultimii 30 de ani? Nici. Îi lăsăm pe oamenii de la ANP să cerșească condiții mai bune de lucru, ca oamenii să aibă condiții mai bune de arest. Ne e rușine. Trecem pe lângă penitenciar, să ce viteză prinde lumea când trece pe lângă un zid din penitenciar. Cât s-au gândit vreodată că, uite, atunci când facem daruri către copiii nevoiași, că hai, bă, să le trimitem și la câte o carte. A, mergem la ANP, cerem o aprobare să trimitem 300 de cărți și le oferim o carte oamenilor. O bomboană de Crăciun. Care-i aproapele care v-a impresionat, că bănuiesc că ați vorbit, cum vorbiți în seara asta pe scena Ateneului Român, ați vorbit și în penitenciare. Da. Care-i aproapele condamnat pe care l-ați întâlnit în penitenciar, care v-a impresionat? Și era moșulică ăla care mi-a rupt inima, deci avea vreo 60 de ani, eram la Gherla și se premiaseră copiii din clasele 1, mă rog, nu copiii, absolvenții clasele 1-8. El, săracul, era în clasa 1, dar ieșise pe locul 2. Că era singur în toată clasa, dar era pe locul 2 că nu luase 10. Avea 9,80 și ceva, știi? Și am oferit noi o diplomă specială de absolvire a clasei. Mă, omule, deci martori au fost oameni, a luat diploma pe care scria că a absolvit clasa 1 și o pupa. Om la 60 de ani. România 2017, cred că era, sau 2016. El era închis? Da, da. A, credeam că vorbiți despre un copil. Nu. Și zic, de ce o să răzmânea aici? Părinte, unde e mama să mă vadă că am învățat să citesc? România, 2017. Altul era un munte, cu ăla să mă întâlnesc ziua aia, auzi, dacă ne vedem pe stradă, semnalizez de departe că vrei să mă îmbrățișezi. N-avea niciun dinte în gură, era uriaș, uriaș. După ce am povestit cu ei o jumătate de oră, am povestit, am râs, am plâns, am glumit, am stat serioși. Când să ies din sală, s-a pus în genunchi în fața ușii și zice, te rog, părinte, dă-mi un dos de păr. Ce ai, mă, omule, mă? Părinte, cât am vorbit eu de rău biserica, eu n-am știut că e așa frumoasă biserica. Ăla e aproapele meu. Ăla s-a îndrăgostit de biserică, adică, băi, m-a topit. Sau, într-un an am fost la Chișinău, la cimitirul Pruncu. E o Valea Plângerii acolo. Și tocmai se construiseră, printr-un proiect european, o parte din pușcăria de acolo avea o casă în care stăteau mămicile care născuseră în pușcărie, cu copiii în brațe. Și ne-au scos niște studenți de acolo și cu părintele Viorel, care era principalul fericit vinovat de asta, ne-a dus să colindăm. Gândiți-vă că noi cântam O ce veste minunată despre un bebeluș care se naște, iar femeile își țineau bebelușul în mână, îi legănau și plângeau cu noi și în spate se vedeau gratile. Eu nu spun că n-au greșit. Eu nu spun că n-au greșit. Nu sunt justiția, nici română, nici din Republica Moldova. Am mai fost odată în Spania, odată în Portugalia, am văzut ce se întâmplă. Dar câtă libertate poți să-i dai unui om vindecându-l de ură. Abia atunci se eliberează un om de cum să spun eu, de cătușele din sufletul lui când îl vindești de ură. Le-am simțit pe femeile că s-au vindecat de ură. Pe mine m-a impresionat foarte mult. Cum m-a impresionat o dată enorm, enorm de mult, într-un loc unde erau arestați foarte mulți oameni și m-am dus cu studenții. Comandantul era un domn care foarte aspru, așa, părinte, nu vă pot lăsa să... Deși aveam aprobare, nu vă putem lăsa să colindați nici cum. Și am zis, bine. I-a scos pe studenți, dar în curte mă lăsați să colind. Faceți ce vreți. Da, penitenciarul era ca un U, știi, cu o deschidere spre stradă. Ne-au ajutat gardienii, ne-au scos două din alea de ciment din gard și ne-am pus între. Eu știam bine despre ecoul locului ăia, că citisem în memoriile unui fost pușcăriaș de acolo. Și am dat drumul la colindat. Deschideți porțile să intre colindul, cam așa a fost. În fracțiuni de minut să-i vedeți pe oameni cum se strânseseră. Eu i-am simțit lipiți de ziduri. Lipiți. Ăsta e aproapele meu. Ăsta e aproapele meu. Omul care se lipește de zid la momentul în care ceilalți îl părăsesc. Deci oamenii ăștia, forță brută, bestii, oameni de care fugi dacă îi vezi pe stradă, cum a zis mai devreme. Te-ai mira unde sunt bestiile, de fapt. Cred că oamenii ăștia, pe care i-ați văzut tremurând de emoție, v-au făcut să ziceți vorba asta. E din dumneavoastră citat. Aoleu. Nu iubim oamenii pentru lucrurile în care sunt puternici, ci pentru lucrurile în care sunt slabi. Fragilitatea ne unește. Păi da. Eu o iubesc pe mama acum pentru că atunci când eu eram fragil și a dat toată viața ei pentru mine. Acum ea este fragilă și o iubesc de mii de ori mai mult. Când merg ne tot întreabă lumea unde e Dumnezeu când sunt copiii bolnavi. Dumnezeu e acolo, stați liniștiți. Când mă duc câteodată pe secții, la copii sau într-o familie unde copilul este cu probleme majore, mă duc și mi se pare că îl văd pe Hristos acolo mai amplu decât în multe alte reprezentări. Și am învățat de la un copilaj mic care a avut săracul hidrocefalie uriașă. A trăit foarte mult timp, spre deosebire de ceilalți copii pe care îi știam. Eu am avut darul lui Dumnezeu de a boteza în două duminici 153 de copii bolnavi de hidrocefalie. Așa a rânduit Dumnezeu. Erau, o să folosesc un cuvânt urât, erau așezați, era să zic un cuvânt urât, mă abțin, așezați acolo într-un cămin de copii și am găsit nași, nu spun cristelniță, am făcut scurtă la mână botezându-i. Și când a ieșit ăsta, când ieșeau de acolo, deci vă spun eu, dacă mă va întreba cineva sau dacă Hristos la judecata de apoi mă va întreba care a fost printre cele mai mari premii pe care le-am primit, eu pot să spun. Unii dintre ei erau măricei, nu mai erau mici. Nu vorbea nimeni cu ei. Vă dați seama, puși acolo în rastel erau așezați. Și când ieșeau din cristelniță, mă luau de gât ăia mai măricei. Fai de capul meu. Și unul dintre ei nu putea zice mami și tata, dar în schimb când intra și auzea vocea cea părintele. Unul dintre copii. Asta înseamnă, de fapt, să iubești pe oameni. Să poți să treci cu ei prin moarte. Să știi să treci cu ei prin moarte. Și în casele noastre, în viețile noastre civile, cum ne iubim prin fragilitatea noastră? Acum nevestele știm că suntem proști și ne iubesc. Asta e. Săracile ce să mai facă? Noi înșine ne simțim slăbiciunea soțiilor noastre și noi marșăm pe ea. Dar cel mai tare se vede că suntem fragili. Ce să marșăm? Profităm? Uneori da. Dar cel mai tare se vede profită de noi copiii și așa îmi place. Deci singura firmă cu profit real din România este dragostea copiilor pentru noi. A, deci ei ne iubesc pentru slăbiciunile noastre, da, de fapt. Da. Păi îl văd pe tata că e obosit. Nu faci așa? Ce faci? Ai venit? Ești obosit? Da. Odihnește-te, dau minute că ne jucăm. Știți, nouă, ni se pare că joaca cu copiii ne obosește mai tare câteodată, dar de fapt ei ne propun cu adevărat singurul lucru real din care ne putem reveni. Dacă stăm la televizor și ne uităm la momiția paralizată așa, care ne spun tot, domne, tot. Au uitat să ne spună de război, că vine războiul. Au mai uitat câteva lucruri să ne spună. Dar Dacă stăm acolo, noi ne epuizăm, pentru că cu copiii n-au nicio treabă, frate. N-au nicio treabă. Și dacă mai ai și curajul să-i pui la culcare, ați văzut că noi adormim întotdeauna înaintea copiilor. Deci dacă ai curaj să-i pui la culcare, e clar că somnul ți-a asigurat. Hai, mai zi o poveste, hai, mai bagă, mai zi ceva. Ei ne vor vii. De cele mai multe ori rezistăm pentru că ei ne vor vii. V-ați gândit vreodată de ce se ridică bunicile bolnave de cancer în picioare la marginea patului când ne vin nepoții? Ele nu vor să-i vadă nepoții că ele sunt bolnave și stau întinse. Se ridică acolo pe marginea patului și arată că sunt vii și sunt gata să mai facă o plăcintă. Chiar dacă nu le-o cere nimeni. Asta e frumusețea luptei. Iubirea e cu luptă, nu e pică pară măleață în gura lui nătăfleață. Deci, dragostea adevărată e atunci când nu iubim pentru că. Te iubesc pentru că ești copilul meu. Te iubesc cu toate că sunt obosit, mă joc cu tine. Te iubesc în ciuda tuturor răutăților prin care am trecut astăzi. Te iubesc în ciuda faptului că nu vine să mă trezesc dimineața la 5, să mă duc la zoo încă o dată, stau la liturghie, fai de mine. Tu ești sensul pentru care mă trezesc. Știu că soția mea mă iubește necondiționat. Știu că în sine copiii mei mă iubesc necondiționat. Că eu sunt prostul casei, că ăsta e adevărul. Eu greșesc, nu ei. Și le mulțumesc totdeauna că mă iubesc în ciuda greșelilor pe care le-am făcut și le fac. Că uneori sunt prea împrăștiat pentru prea mulți oameni. Fetița mea, care acum e măricică, mă întreba ce... Tată, dar zice... Uite-te și tu, că toată lumea zice părinte. Păi zic, da mă, ești părinte pentru mai mulți, dar tată-s numai pentru tine și Costi. Unicitatea asta, care e dată de fragilitate. Te-au zis ce slab sunt bărbații când nasc femeile? Știi de ce nasc femeile? Că-s mai tari ca noi. Noi stăm, frecăm coridorul și zicem, vai ce am obosit, aoleu, tremurăm pe scaun acolo, intrăm în... Nu? Pe când femeia scoate viață din ea, scoate viață din ea. Și culmea că bărbatul bea, ca și cum el ar fi fost cel care a înfruntat moartea, știi? Nu? Să ne vedem săptămâna viitoare să dau de băut. Da. Pentru mine a fost cea mai importantă schimbare de viziune în viața mea pastorală a fost zona Sibiului. Știți că este o zonă la întretăiere, că numai pe autostradă să nu stați acum. Și la un moment dat era obiceiul, venit dinspre sud, dinspre Greblești și alte zone spre Vâlcea, era obiceiul ca mama să nu participe la botezul copilului. În primii mei ani de preoție era așa. Și nu știam cum să interpretez. Și am zis, cum adică, băi frate, dacă femeia asta este vrednică să nască din ea un copil, toți beți și mâncați și vă veseliți că ea a născut un copil, și ea nu-i vrednică să vadă cum se naște copilul ei din cristelnița bisericii, din uterul de duh al bisericii, ia mai mergeți mă încolo. Și normal că erau doamnele în vârstă, să nu mai fac semnul ăsta că nu-i voie, tantile mai în vârstă care erau prezentele, era cotcodăceau. Și mă duceam și am zis, voi două afară. Cum? Păziți ușa. Să nu iasă harul. Eject. Știi cum se convinceau? Știi că la botez te descurci cu mama, nu leșină. Dacă știi să faci botezul cu minte și să nu... Mama e cu minte, tata săracul e în lumea lui. Deci cum zici? Copilul, dar cel mai greu e cu bunicile, domne. Ele le știu pe toate, spun, vin, stau acolo, sufocă copilului, grămadă organizată, știi? Lăsați-o. Biserica este un spațiu al respirării. N-are nicio treabă cu fițele noastre. A venit Hristos ca să ne dea afară din biserică. Deci trebuie și... Acolo, așa cum zicea Niculina, structură. E nevoie de structură. Sigur, dar de o structură a iubirii. Adică să le zici zâmbind, să nu se simtă jignit. Păi da. Deci cel mai greu pentru preoți, și dacă acum lumea ne urăște, e și că suntem cam printre ultimele profesii care mai spunem lucrurilor pe față zâmbind. Un preot poate să spună în predică una, de zici că a intrat tirul în tine, numai când ajunge acasă te prinzi. Dar nici el nu vrea să o zică așa. Eu am pățit odată că după ce am predicat, deci asta e reală. După ce am predicat la catedrală, era o doamnă foarte înțepată, nu-i bine ce am zis, era o doamnă supărată pe situația creată prin predica mea și mi-a zice, dar voi vorbiți în altar despre păcatele noastre? Zic, nu, doamnă, de ce? Și a început, m-a făcut cu ou și cu ou. În spate era un domn foarte sobru, râdea ăla cu lacrimi. Eu știam, omul era acritură veche, deci nu zâmbea. Și zic, asta de ce râdeți? Părinte, eu tot asta am venit să vă zic, dar m-a lămurit. Da? Deci o predică bună aruncă în mijloc o dilemă. Nu te poți duce acasă liniștit. Predica bună te neliniștește. Adică te pune pe gânduri. Cuget, putere, te pune să cugeți. Preotul nu-i pus să fie lăutar, să-ți cânte ce-ți place ție. Hai, mai bagă popul 3 cuvinte aici să ne fie bine. Nu merge așa. Nu-i pe dedicație, adică. Cum? Nu-i pe dedicație. Poți să o faci și cu dedicație. Dacă ești isteț, o poți face. Cum? Uite, îți dau un exemplu. Ce am schimbat eu în predică în ultimii ani este iubiți credincioși și distinse credincioase. Știi de ce? Mi se părea inuman să scot femeile care sunt cele mai multe la slujbă din dialogul meu cu ele. Sau... La înmormântare a venit odată o tanti, atât mi-a fost de drag, trăiește încă. Adevărul că mi-a schimbat viața cu atitudinea în fața unei boli foarte grele. Știți că sunt boli mai urâte decât cancerul și știți bine că e așa. Și a venit la mine, ce părinte, așa-i predicat la bărbatul s-a fost mecanic de locomotivă. Mi-era drag de el. Deci un om de ăsta, ceas, domne, toată viața lui la ceas, n-a băut, n-a fumat și a crescut 8 copii. Deci omul era perfect din punct de vedere uman. Avea niște năzbâti în cap și numai cu mine le vorbea și era simpatic. El n-a trecut niciodată dincolo de cuvinte în ceea ce ar fi vrut să facă. Copiii lui absolvenți de facultate. A muncit ca un... Când a murit, mă uitam la mâinile lui, s-a dus cu crăpăturile alea de muncă în pământ. Nu știu cum să spun. Și am predicat, m-a luat val, am predicat. A venit la mine tanti. Ce părinte, știi cum ai predicat acum? Mi-a fost rușine să plâng, domnule. Mi-a fost rușine să mai plâng. Pentru că viața noastră e înviere. Noi asta nu mai știm. Viața noastră e înviere. Cu cât cocoloșim mai mult în noi orgoliile, răutățile, mitocăniile, mizantropiile, cu atât suntem mai perisabili. Și nu-i fragilitatea care ne trebuie să ne mântuim. Un exemplu. Când femeile din România, cărora le-au murit soții în pușcărie după ce au fost forțate să divorțeze și au refuzat, s-au îmbrăcat în doliu ca să arate că știu ce s-a întâmplat cu bărbaților, societatea a cedat. S-a prins că nu e în regulă. Doar doliu femeilor acelora a făcut ca mintea unora să se gândească totuși, dom'le, undeva e trădată firea noastră. E ceva nu e în regulă. Dar nu trebuie să îmbrăcăm o Românie în doliu ca să vedem că ceva nu e în regulă. Vedeți că sunteți filmat, părinte. Mulțumesc foarte mult. Să rămână, domnișoara operator și reporter. Cum te numești? Maria. Vrei să-ți fac o poză cu părintele? Da. Dă-mi telefonul, te rog frumos. Că nu voiam să te țin în picioare aici, în fața scenei. Hai! Eu mă mișc mai greu, că am îmbătrânit. Vă filma, părinte? Cine știe pe unde postează lucrurile astea? Vedeți? Nu de ei mă tem. Mulțumesc, Maria. Când o să fie Maria... Uite că avem și operator. Mai avem un operator. Deci când o să fie... incredibil. Când o să fie înțelegea Maria... ca un om mare. Mă uitam de câteva minute la fetița asta, la Maria. Adică ce vrei să spui? Care poartă numele fetei dumneavoastră. Și a bunicii mele și a unui neam întreg de maramureșence. Și a mamei mele și a surorii mele. Să spun la și mă uitam cum zâmbea atunci când zâmbea toată sala. Înțelegând că... Doamne ferește, iertați-mă, domnule. Sunt aici pentru dumneavoastră. Bună seara. Bună seara. Vă mulțumesc. Băi, asta înseamnă să iubești, să îndrăznești, vezi? Să știți că părintele o să rămână pentru toată lumea aproximativ la fotografii după această conferință. Am vrut să spun un gest de iubire care m-a marcat foarte tare. Eu mi-am petrecut foarte multe vacanțe de vară, mai cu seamă când eram mai miculuț așa, în Maramureș la Vișeu, pe Valea Iliței acolo. Și unul dintre verișorii bunicii, Ionuc, care ne-a fost cel mai drag, un om miculuț așa, a venit, el este adventist, și a venit anul ăsta la Moisei, la mănăstire, în timpul dumnezeieștii liturghii și a stat cu ochii pe mine. Și când ziceam Domnului să ne rugăm, și când predicam, făcea aleluia, Doamne miluiește. De frică? Nu, de bucuria de a fi împreună. Iubirea înseamnă aleluia. Iubirea înseamnă Doamne miluiește. Iubirea nu zidește garduri cu țepi. Iubirea face poduri. Chiar când sunt furate, le construiește încă o dată. Nu trădează. Sau când trădează, o face cu multă gentilețe, încercând să salveze cu adevărat fericirea celuilalt sau iubirea celuilalt. Are cheile ei. Dar noi, muritorii, aspirăm... Toți, slavă Domnului că toți murim, Doamne, aspirăm de regulă să fim iubiți. Da. De ce nu aspirăm să iubim, nu să fim iubiți? Pentru că ne place mai mult să primim decât să dăm. Dar în momentul când schimbi echilibrul acesta, riști două dezamăgiri. Să constați că nu iubești pe cât crezi și să constați că veșnicia e scurtă. E foarte scurtă. Să știți că în ciuda aparenților, veșnicia e insuficientă iubirii. Când simți că adevărat că poți să iubești pe oameni, veșnicia e trecătoare așa. De-aia Mântuitorul Hristos nu spune doar vă chem în veșnicie, vă chem în împărăția veșnică. Adică îți dă așa aer din plin în plământe. Îți spune că tu contezi pentru el. Că nu intri într-o veșnicie oarecare. Și m-a mai impresionat ceva. În povestea aceea cu bogatul căruia i-a rodit țarina, ăla băia simpatic, ăla zici că e antreprenor de la noi acum. O, mi-a ieșit grâu, am hectare, ha-ha, mănâncă, bea, suflete. Atenție! Sufletul nu bea, nu mănâncă. Sufletul are nevoie de o singură hrană. Iubirea asta lui Dumnezeu care ne ține. Restul sunt povești. Uite, faceți odată încercarea să mâncați bine la prânz în singurătate și încercați să mâncați cu mai mulți oameni, mai puțin sofisticat, dar cu ei mulți acolo la o cum să-i spună, o chermeză, la o masă publică, la un parastas din timpul vieții, da, cam așa. Să vedeți diferența, să vedeți diferența. Lumea crede că masa e pe digestie, de fapt masa e pe iubire. Știți că zice, diferența între hrană și alimentație este ca aceea dintre mâncare și mâncărimi. Azi că în ultima vreme tot ce mâncăm de-astea pur, netoxic, ne mănâncă pielea, ne scălpinăm, ne agităm, suntem foarte agitați. Vreau să vorbim un pic, că a zis despre iubirea lui Dumnezeu. Am pronunțat despre iubire, am vorbit în diferite feluri. Vreau să vorbim puțin despre, a zis și profesorul Dulcan, despre agape. Ce e eros și ce e agape? Pentru că eros în ziarul Fain și Simplu, pe care o să-l primiți când părăsiți Ateneul Român, articolul meu de pe prima pagină exact așa se numește, eros și agape. Am tras cu ochiul, într-un târziu l-am primit, da. M-am descurcat, părinte? Da, adică, merge. Scris cât de cât? Merge. Pentru că nu mi l-a publicat nimeni, mi-a scos eu ziarul meu. M-am gândit. Nu e singur, da? Da. Și ce voiam să vă întreb? Există, pe lângă erosul ăsta lui Platon, există un eros creștin. Acum să ne lămurim, creștinii foloseau limba greacă. Pentru mine cea mai interesantă expresie, am să zic în greacă, dar nu să mă dau mare bine, nu vă supărați pe mine. Sfântul Macarie egipteanul are un text în care vorbește despre eros maniacos tuteu, iubirea nebună a lui Dumnezeu. La noi în România a ajuns pe tema unei cărți a lui Polev Dochimov. Au căutat ăștia manuscrisul, se pare că într-adevăr exista doar într-un manuscris la Biblioteca Centrală din Paris, nu mai e găsibil, mă rog, dar rămâne ideea asta. Când spui erotic, eros, zici trup, zici carne, zici forme. Și toți au strâmbat din nas, dar Sfântul Macarie avea dreptate. De fapt, Dumnezeu, ca să ne arate că ne iubește, s-a întrupat. Atât de mult și de nebun ne iubește, încât a luat trupul nostru. S-a supus morții ca să biruie moartea. E fabuloasă imaginea asta. Dar noi nu vorbim că, vai ce te erotizez acum, dragă, sau ce te mai avem preoți de noștri care acum ne aflăm într-o agapă, într-o trăire agapică. Bă, iubirea românește e diferită de dragoste, printre altele. Da? Da. Cum e diferită? Stați un pic, că până să ajungem la agape, să trecem la asta. Dragostea nu cade niciodată, iubirea are ispitele ei. Dragostea nu. Dragostea este mai așezată, nici nu știu cum să zic. E ca o cântare de harpă și una la pian. Și agape e iubirea dumnezeiască cu care noi putem să fim atinși? E cea între noi ca oameni. Agape înseamnă de fapt frățietate. Acum mai glum, mai serios. Agapele erau mesele care se făceau după liturghie. Da, se strângeau toți, aduceau de acasă câte ceva, sau n-aveau comitet parohial, sunt convins. Oamenii care erau ceva mai avuți aduceau la biserică câte ceva, făceau probabil mesele acelea lungi pe care le avem și noi acum, pe care le numim parastase, și făceau mesele acestea, pomeneau probabil morții, dar se pomeneau și între ei și mâncau împreună. Luau, hai să zicem, o supă după liturghie. La noi problema este că Până târziu a existat lucrul acesta. Tot ceea ce facem noi, restaurarea aceasta cantinelor pentru săraci, a cafelei cu credincioșii, că există parohii în care după liturghie se bea o cafea. Ce poate să fie? Ah, sigur că dacă suntem ultra-ortodox sau metafizici pe care și pe Hristos l-am judecat că stă pe cruce și nu mai știu cum e crucea, e altceva. Dar există un mod de a trăi cu celălalt bucuria. Noi acum suntem într-o agapă. Acum, asta voiam să zic. Da. Dar există și filosul, care este dragoste de frați, dar și filocalie, dragoste de frumos. Că dragostea aceasta de ceva care transcende. Uite, dragostea de cupola Ateneului. Dragostea de, da, mă gândesc cu dragoste aici pentru că, printre altele, pe medalionul de afară, una dintre picturii aparține părintelui Arsenie Boca. Adică te privesc sfinții prin ceea ce fac, cam așa. Gândiți-vă bine cât de la 1888, când a fost dat drumul, câte suflete și-au găsit aici alinarea. Câte cuvinte au mângâiat. Țin minte și acum când se înregistrau în vremea lui Ceaușescu concertele de aici. Pe câți dintre noi ne-au ținut în viață faptul că oamenii au știut ce fac. Madrigalul, de exemplu. Abia aștept să vă lăsați atinși de dragostea asta în formă de muzică. Orchestra de cameră a Filarmonicii George Enescu o să cânte imediat, părinte. Vă mulțumesc tare mult, sper că ați fost într-o zi foarte bună. Amin. Mereu sunteți buni, dar acum... Și prost cât încape, să știi. Ați simțit dragostea părintelui Necula? Atunci... Nu, mai rămâneți puțin, vă rog frumos. Pentru că aș vrea să iau câteva întrebări din sală și pentru că trebuie să înapoiesc cartea asta, Adriana Andra. Până ajung la tine cu cartea asta, te gândești la o întrebare pentru părintele Necula. Se termină bateria la microfon. Începem cu tine. Uite, o carte citită, părinte. Am văzut. Mulțumim tare mult. Vrei să-l întrebi ceva pe părinte sau să-i spui ceva? Nu am întrebări. Cartea aceasta mi-a dat însă de gândit și aș vrea să vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care o să diți prin intermediul cuvântului. Pentru că știți ce se spune, părinte, nu? Nu știu, la început a fost cuvântul și la sfârșit a fost miștoul. Da. Am simțit-o și noi, stai liniștit, să le spunem că ne-au luat destul la mișto, dar mie îmi place. Cine vrea să adreseze o întrebare? Te rog, microfonul este al tău. Scurt, răspunsul. Aș vrea și eu să vă mulțumim că ne ghidați viața și ne învățați cum să iubim. Și v-aș întreba cum am putea să împărtășim sau să apropiem mai mult oamenii de biserică și de Dumnezeu. Cu simplitate, nu-i complicați. Nu trebuie să vă duceți, ai băieți, o masă aici în siriacă, acatistul Maicii Domnului, în japoneză. Nu. Eu am avut ispita asta. De ce vă zic că eu am zis că-s prost? Nu mă credeți. Deci eu am crezut că dacă vorbim elitist în biserică, oamenii vor simți căldura și dragostea noastră și inteligența noastră. Păi am învățat pe mine un bătrân. Ce mai inteligent e să spui în cuvinte simple lucrurile mari ale lumii. Da? Da, ați citit câteva biblioteci ca să vorbiți atât de simplu. Cine vrea să mai pune o întrebare? Păi, știi că nu faci niciodată vinul din struguri întregi. Trebuie să te storcoșești acolo numai degeaba. Să rămână. Părinte, în câteva secunde vin să vă servesc cu o întrebare. Da, am înțeles. M-am gândit. Te rog. N-a dat o cafea. Nu mai zic. Bună seara, părinte. Liviu Manda. Am o întrebare la dumneavoastră. Se vorbește foarte mult în ultimii ani de religie, știință. Cumva sunt puse în antiteză, scuze. Am puține emoții. Voiam să vă întreb. Invitații dinaintea dumneavoastră au vorbit despre câmp cuantic. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre Dumnezeu. Unde se poziționează Dumnezeu în raport cu câmpul cuantic? Păi o să ne întrebăm, că ne vedem cu el. Liviu. Eu am învățat bine la fizică. Am fost un băiat de notă mică, dar știam fizică cât îmi trebuie. Eu rămân uimit că oamenii de acum ne spun ce a făcut Dumnezeu uimindu-se. Da? A descoperi ceea ce a construit, ce a creat Dumnezeu și să te mai uimești și să mai admiri, tot e loc de bine. Vă mulțumesc frumos. Nu știu dacă ții minte, când eram noi mici, învățam că primii sunt protonii și după aceea fotonii. Biserica spune că Dumnezeu a făcut înaintea oricărui proton lumina. Hai să fie lumină și a fost lumină. E nou, da. După vreo 70 de ani de cercetări a ajuns la concluzia, e posibil să existe protofotonii, apoi protonii și după aia alți fotoni. Adică eu cred, personal cred că Dumnezeu e mai deștept ca noi. Și că întotdeauna știe când să descopere lumii lucrurile. Eu sunt convins că oameni de talia celor care i-ați avut invitați sau au fost invitații lui Mihai și ai dumneavoastră până la urmă, știu bine că Dumnezeu e în toate acolo. Eu am spus, m-a întrebat-o un tânăr, aveți o formulă pentru Dumnezeu? Da, zic, P vectorial egal cu MV vectorial. Păi zice, cum? Păi da, la impuls, dacă lipsește vectorialul de pe formă, nu mai e impuls. Ca să nu mai spun că știți care este cifra cea mai plăcută a lui Dumnezeu. G mic egal cu 9,81 metri pe secundă la pătrat. Părinte, pe mine ușor mă pierdeți dacă... Și eu mă pierd, stai liniștit. Te rog să vă spui și numele. Să rămână, părinte, mă bucur tare mult să vă revăd. Noi ne cunoaștem din mai multe proiecte. Malvina Roșu este numele meu. Eu am rugămintea să ne explicați puțin din punct de vedere spiritual partea cu depresia. Știu că mă duc în altă zonă, însă ca și psihoterapeut, din postură psihoterapeutică pot să dau o direcție, însă cred că boala cumva vine din zona spirituală, ceea ce este destul de dificil să te duci în această zonă în psihoterapie și în aceeași direcție iubirea de sine care este dezvoltată în direcția unui ego în zona noastră de psihoterapie și nu neapărat într-o zonă spirituală. Eu am o problemă cu astea pentru că foarte bună întrebare. Am aflat de curând că nu există voință, există mecanisme de autocunoaștere și reglarea acestor mecanisme. Deci, eu sunt mai popă. La mine dai voință, iei putere. Adică l-ajuți pe om să vadă că în situațiile astea, el este principalul factor care poate să schimbe lucrurile. De 30 de ani în terapia antialcool, nu le-am spus niciodată, lasă fiule că te ajută Domnul Iisus cu niște aghiazmă mare să ieși din beție. I-am zis asta și pani am suflecat amândoi mânecile și am muncit. De singurul mod în care putem să-i facem pe oameni să conștientizeze că au nevoie de Dumnezeu este să constate cât de mult îi ajută oamenii care știu că Dumnezeu există. Bă, eu te ajut pentru că știu că de greu mi-a fost mie în depresie, în singurătate, în rană. Iar pentru iubire vă spun, un preot care se ocupă cu persoanele aflate în parte finală în spitalele din Canada, părintele Octavian Blaga, a scris o carte, se cheamă Iubirea. E pe Amazon, cred că se vinde numai și ea nu-i publicată într-o editură. Ea apare cu numele orașului unde lucrează dânsul, nu mă puneți să zic că nu mai știu. A apărut în 2020 sau 2022. Vă rog eu frumos, deci pentru un psihoterapeut cartea e fundamentală. El spune, de fapt, acolo vindecă neputința oamenilor de a se vedea nemuritori. Noi nu vindecăm, asta nu vindecăm la oameni. Că noi le spune, bă, gata, e canieți filma. Capac, sicriu, pământ, popă, tămâie, lopatin, clopatin, amin, amin. Ori nu e aici, ori nu e aici, nu e aici. Deci noi nu reușim să le vindecăm oameni, să le încurajăm nemurirea din ei. Să spune, băi, oameni buni, sunteți nemuritori, măi, bă, nu vă atinge nimic. M-am gândit la un moment dat, în perioada grea, din lunile care au trecut, toată lumea am povestea despre părintele Nicolae Steinhardt cum se ruga la psaltire. El nu zicea, miluiește-mă Dumnezeule, cu livada de prune în gură, da? El zicea, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurării ta, șterge fără de legea mea. Adică, băi, el îi spunea, tu nu vezi că sunt disperat? Că dacă tu nu ești lângă mine, nu mai e nimeni lângă mine. Despre ce vorbim? Dacă internăm oamenii, îi salvăm pe bune? Bine, acum nici dacă lăsăm liber nu e chiar ok, dar... Observi cum se joacă. Și pentru mine, important, cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost că neputința lor e și neputința mea. N-am râs niciodată de omul care e beat. Niciodată. Eu nu fac mișto de oamenii beți. N-am râs niciodată de omul în depresie. Nu pot râde. Nu mi-arde. Eu sunt de obicei mai hilar așa mai. Tata îmi spunea, fii atent, bă, că beția e o boală care poate trece, dar prostia nu. Asta e iubirea de aproape. Da. Dacă să înțelegem clar, ei nu sunt la judecata noastră, ei sunt darul lui Dumnezeu pentru ca propriile noastre profesiuni să strălucească prin ceea ce sunt. Deci un psiholog care uită că sufletul celui dinaintea lui este nemuritor, nu-și merită numele de psiholog. Nu e decât un vânzător de ceasuri de pe care apasă cu butonul, cât costă, cât îmi dai și cum îmi dai. Și Alvina, ultima... nu? Da. Mulțumim tare mult. Să rămâne. Mai e o întrebare de acolo din... Dar tu vezi până acolo? Cum vezi până acolo? Tu vezi prin lumine. Părinte. E asta e. Bună seara, părinte. Vlad Gafencu sunt. Doamne ajută. În Biblie se spune că... De fapt, Biblia spune că iubirea e mai tare decât moartea. Și cred că asta e și chintesența întâlnirii de astăzi. De ce înțelegem asta prea târziu? Că uităm de moarte, nu de iubire. Da, da. Ce pot să iubesc mai încolo. Da, să știi, pot să răspund și eu la întrebarea asta? Sigur, sigur. Iubirea e cumva dincolo de moarte. Pentru că amor înseamnă nemurire. Da. Pe de o parte, dar pe de altă parte, dacă o zic, mă bate mama. Dar eu constat la mama că ea e într-o continuă iubire față de tatăl meu, deși tatăl meu nu mai e vederii noastre propus. Ea trăiește în așteptarea tatei. Și a zis, nu te minți, tata de fapt te așteaptă. V-ați gândit vreodată că toți pe cei care i-am iubit vreodată în viața noastră și s-au dus, ne așteaptă? Noi suntem o biserică în așteptare. Tot facem pe fițoșii. 160, 200, bine, ea cu 240 pe autostradă, chiar se grăbesc să se întâlnească cu celălalt. Dar există o iubire a celor care au plecat pentru cei rămași, care ne dovedește în mod cert că iubirea nu cade niciodată. Ai cedat. Ce înseamnă iubirea? Ați spus acum... E șefa mea. La radio. Nu, nici pe departe. Zi, Zuzulico, zi. Ați spus acum ceva care mi-a adus aminte de un moment din copilăria mea și mi-a trezit așa o amintire și cumva e foarte puternic ce ați trezit acum. Când a murit o mătușă, care mi-a fost foarte dragă și care m-a crescut, a fost primul moment în care mi-amintesc că mi-am dorit să existe rai și să ne reîntâlnim undeva. Da. Îmi amintesc foarte clar momentul ăla din viața mea, pentru că a fost prima dată când am privit biserica și tot ceea ce înseamnă ea altfel. Trebuie să spun ceva. Deci omul care mi-a... Mai pot, zice? Mă dai după aia afară și... Părinte. Da. Deci pe mine m-a impresionat foarte tare. Mă seacă lumina și mă iertați că mă ridic un pic. În vara trecută a murit tatăl cumnatului meu, care stătea în Cuci. Un sat din județul Vâlcea, din comuna Fârtățești, Dozești, cred că îi zice, în Cuci, Cățet, comune în care eu am copilărit toată adolescența mea. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu într-o Olteni, de aia sunt un ardelean cu vorbă iute. Și la un moment dat, când l-au așezat, deci omul ăla a fost, de la început mi-a zis, părinte, nici eu nu credeam că voi da la teologie. Și la un moment dat, l-au așezat în groapă. Știți cum se pun două bârne să stea sicriu? Se zice ultima... Bârnele pe care oamenii de acolo le-au pus, satul e părăsit aproape în întregime. Erau două cruci anterioare bătrâne. Prin cruce în cer. Prin cruce în cer. N-avea nicio altă șansă. De fapt, semnul iubirii e crucea. Când bunica vine și te binecuvântă, închinau pernele, mamele, binecuvântau copiii, tații, într-o vreme, binecuvântau mâncarea și joaca copiilor. A binecuvânta înseamnă a-i deschide celuilalt raiul. Noi ne grăbim acum. Ne credem că raiul este în Antilele franceze, că am fost la plajă în nu știu ce loc de nu știu unde. Nu neg, e dreptul agențiilor de a-și vinde propunerea, dar agenția care este Biserica Ortodoxă Română vă propune cel mai sigur loc. De-a dreapta Tatălui. Părinte! Da. Mai răspundeți la 2-3 întrebări până când se strânge decorul? Da, răspund. Pentru că trebuie să montăm. Nu vă mai așezați, că nu o să mai avem pe ce. Gata, și stăm aici, le răspundem. Nu o să mai avem perfect, domnul Marin, să știți că putem să ne punem în sfârșit unde ne locul pe scară. Sigur că da, eu mă duc în partea cealaltă. Așa. Vă dau și dumneavoastră. În sfârșit mai văd și eu oamenii, că în rest... În primul rând vă mulțumim cu toată inima pentru tot ce ne-ați spus aici și ne-ați învățat. Sunt din Râmnicu Vâlcea și am o întrebare rugăminte. Da. Ați putea să participați la o cununie religioasă? Eu particip la 4 cununii minimum pe săptămână. Adică, știți că în timpul liber sunt preot. Problema este următoarea. La 50 de ani de căsătorie, pe care i-am împlinit de curând, în iunie o să fac și cununia religioasă. Dacă voi fi pe amândouă picioarele, pentru că nu va fi reparat. Dacă doi pași am văzut. I-am sunat pe Mihai când am plecat din Sibiu la ora 15:35 și n-a ajuns să-i la Boița până la ora 19:22. Dar nu e asta problema. Deci depinde mult de sănătate și de lucruri. Mulțumesc. Uneori e pe dedicații părintele, uneori nu e pe dedicații. Acum depinde de sănătate. Vă rog. Dar foarte scurtă întrebarea și nu cu dedicație. Părinte, s-a vorbit mai devreme despre iertare. Iartă să fii sănătos. Oamenii care nu reușesc să facă acest lucru și din cauza căruia ajung la depresie sau la alte boli, înseamnă că au cumva întreruptă legătura cu Dumnezeu? Nu. Eu n-am judecat așa niciodată oamenii. Eu cred că oamenii, oricât ar fi de supărați pe viață... Vă dau un exemplu. Eram în urmă cu ceva ani într-o situație în care, dacă nu eram popă, îl băteam pe medicul ăla, de-l rupeam. Deci ratase vreo 4 nașteri. Eu nu știu ce a fost și el tulburat foarte tare. Vreo 4 nașteri. Și eu eram în vremea aceea, eram voluntar și mă duceam să răspund femeilor că și-au pierdut copilul. Vă dați seama, când apăream în capătul coridorului, era alarma dată. De atunci port reverenda albastră, nu neagră. Da? Ca să chiar voiam să vă întreb. Da. Ca să sesizez că există și altceva de popa nu e cioclu. Să ne înțelegem. Dumnezeu, să știți că locuiește și în alte spații, nu doar mici și de lemn. Și mergând acolo am învățat lucrul cel mai greu. Mie mi-era imposibil să-l iert pe medic. La un moment dat chiar am avut o reacție de furie pe el. Mamele alea era atât de grozavă moartea copiilor lor, încât nu-și mai contau pe cine să judece sau să certe. Nu mai conta nimic. Cred că în viață oamenii trebuie lăsați în primul rând să-și exprime rănile pe care le au. Când o fac victimizându-se la nesfârșit și cu intensitate permanentă, ca o mașină de cusut, ceva nu e în regulă, deja suntem în altă latură. Dar, în primul rând, acolo e voie să zică. Am mers odată la o mormântare, murise tatăl joia de cancer, lunea următoare a murit mama într-un accident de mașină și au rămas 4 copii. 4 gâgâlici, simpatici foc, dar băi, erau terminați. Cum explici unui copil de 11 ani că i-a murit maică sau nu zic mai jos, că 2 erau mici. Și am luat cu mine într-o cameră și am zis, bun, v-ați supărat pe Dumnezeu, da, acum înjurați-l. Cum? Zic, ziceți acum, nu vă luați după babe, trebuie să vorbiți cu Dumnezeu. I-am închis, n-am vrut să aud. Au terminat ce au avut de zi și pe aceea ne-am dus împreună și sunt cei mai frumoși oameni care cred în Dumnezeu din câți am cunoscut vreodată. Nu ne putem minți. În raport cu Dumnezeu nu ne putem... În foarte multe rânduri, tristețea asta și ura asta de sine vine și din cenzuri repetate la lucruri care n-ar trebui să fie așa. Copii care se cenzurează să râdă. L-ați văzut pe puștiul ăla când a recitat din monologul care a iritat pe câte unii. El nu știa să se bucure, domne. Copiii noștri nu mai știu să se bucure la școală. Li se pare totul normal. Au luat premiul 1, se uită pe iPhone. Au luat premiul 5, pe iPhone. N-au luat niciun premiu, pe iPhone. Adică nu mai schimbă nimic, nu mai e nicio bucurie în ei. Ori, dintr-o dată, cred că mulți dintre cei care suferă plenar de depresie și de supărare sunt oameni care și-au pierdut bucuria din alte motive anterioare celui în care în momentul ăla se rănesc. Și noi avem și o rezistență, toate prostiile ne le aducem aminte. Dar un lucru bun nu ți aduce aminte când ești pălit și te trezești cu fața la perete și n-ai mai vrei să iei peretele cu tine așa pe stradă. Nu suntem în stare să ne aducem aminte de un lucru bun, pentru că ceilalți nu ne aduc aminte niciodată de un lucru bun. Părinte, mai avem o întrebare de aici, de pe scenă. Am înțeles. Foarte scurt. De când am vrut să cânt, nu m-a lăsat domnul director. Pentru dumneavoastră, domnul director, îmi dați voi acum. Am pus tot ce e pe scenă. Părinte, eu sunt Oana și astăzi mă aflu ca reprezentant al generației 2000. Să rămână. Și întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Cum facem atunci când nu știm de unde să-L înțelegem pe Dumnezeu, de la un capăt sau de la o coadă? Și încercăm prin tot ce înseamnă media, părinți și alte surse să înțelegem ce e viața spirituală. Deci de unde începe viața spirituală pentru tinerii de azi? Deci, pentru tinerii din ziua de astăzi, viața spirituală începe de la răsăritul soarelui. Eu când le zic oamenilor că trebuie să meargă, uite așa, dimineața așa trebuie să facem. Mă rog, nu chiar pe toate străzile din București, dar în principiu, ridicați ochii din pământ pentru numele lui Dumnezeu. Uitați-vă, eu i-am întrebat toată pe niște copii la un liceu, un colegiu de aici din București, bă, când v-ați uitat, mă, ultima dată printre blocuri așa să vedeți dacă mai aveți stele peste cap? Ce popa e nebun, zice unul. Zic, bă, când te-ai uitat, mă? Nu m-am uitat niciodată. Aveau 16 ani și nu se uitaseră niciodată dacă mai răsare soarele, frate. Adică de la lucrurile simple. Eu sunt brașovean, la mine când te uitai spre munți încoși, făceai zăpada, până târziu în vară, te prindeai că depinzi de ceva care te depășește pe tine ca om. Gândiți-vă la cutremurile astea. Oameni de știință, Doamne! Plângi, Manole, îți pare rău, însă de murit mor eu. Cam așa. Adică sunt oameni care așa l-au cunoscut pe Dumnezeu din nefericire. Dar nu te teme că nu există om care să-L caute pe Dumnezeu și să nu-L afle. Că El nu se joacă de avați ascunsele, totdeauna iese în întâmpinarea noastră. Seamănă cu orchestră, așa. Vin la momentul potrivit să-și spună ce au de spus. Știi? Să rămână eu. Mulțumesc frumos. Să rămână. Să rămână. Mulțumesc. Părinte, aplauzele sunt pentru dumneavoastră. O să vă rog să rămâneți pentru un moment de atingere spirituală, la fel cum a fost și conversația cu Părintele Necula. Uite, aveți un loc rezervat al dumneavoastră aici. Să nu zicem lojă că sună rău. Și după aceea ne vedem în foaierul Ateneului să facem fotografii, să-și aducă aminte lumea de ziua asta frumoasă, pentru care eu vă mulțumesc deosebit vouă. Voi sunteți comunitatea Fain și Simplu. Abia aștept. Vedeți că pe ultima pagină a ziarului Fain și Simplu, pe care să-l primiți fiecare, dacă nu plecați acum, o să vedeți data viitoarei întâlniri de aici, de la Ateneul Român, pe 14 octombrie. De ziua mea anul ăsta. Încă nu am pus biletele în vânzare, site-ul nu este activ. Cine vine pe 8 martie la Teatrul Notara, la Fain și Simplu la Notara, v-ați luat bilete? Nu sunteți norocoase, sunteți binecuvântate. Pentru că noroc înțeleg că nu există, părinte, nu? Dar eu chiar sunt binecuvântat să am asemenea oameni lângă mine. Vă mulțumesc vouă, așadar, mulțumesc tuturor colegilor din echipa Fain și Simplu, din echipa Radio Zoo, cu Ami, Cristiana, mulțumesc lui Paul, Emi, Andrada, toți oamenii ăștia, de la Cătălin, Ștefan de la sunet, Ștefan de la video, Sabin, Robert, acum dacă m-am apucat să vă zic, nu o să vă zic pe toți. Mircea, mulțumesc tare mult, suntem o echipă tare faină și mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă echipă de dragoste cu noi. Mulțumim Lidl, mulțumim Celini, mulțumim Electripedia, platforma dezvoltată de Enel, mulțumim că ne-ați venit alături Edukivi și Edukivi School, mulțumim DAV pentru a-i încredere în tine, Beciul Domnesc, Aqua Carpatica și, desigur, Artmark, ale căror tablouri le-ați văzut în foaierul Ateneului. Și încă o dată mulțumesc acestor oameni care au încredere în noi să ne primească în cel mai frumos loc pentru cuvânt și simțire din România, Ateneul Român. Sunt Mihai Morar, cu dragoste și cu muzică. Orchestra de cameră a Filarmonicii George Enescu. Să vă atingă cu iubire.